ora 15. Bine v-am regăsit. Începem cu informația momentului. O navă sub pavilion moldovenesc a fost lovită în largul Mării Negre. La bordul navei a izbucnit un incendiu. Echipajul navei era rusesc. Detalii de la Valistan Vali. Este vorba despre o navă comercială aflată sub pavilion moldovenesc. Se afla în apropierea portului Odessa, așadar la 30-40 de kilometri distanță de țărmul ucrainean. A fost lovită, de fapt, de un obuz în urmă cu doar câteva zeci de minute. În momentul de față, Republica Moldova nu a transmis oficial cine a lansat obuzul. Surse din armată spun că proiectilul ar fi plecat din partea armatei ruse. În momentul în care nava a fost lovită de obuz, cei 10 marinari care se aflau pe nava respectivă au încercat să se salveze, însă bărcile au fost distruse de explozie și de incendiul care a urmat după, așa că au sărit în apă doar cu vestele de salvare pe ei. Este vorba despre 10 marinari, toți cetățeni ai Rusiei. Așadar, nava care ar fi fost lovită de un obuz rusesc era plină cu cetățenii ruși. Desigur că în momentul de față pe mare sunt echipele de salvare care trebuie să-i recupereze pe cei 10 marinari. Până în momentul de față nu avem informații cu privire la faptul că ar fi fost vreunul dintre ei rănit, însă trebuie să așteptăm finalizarea acestei misiuni. Știm că nu este primul incident care are loc pe Marea Neagră în ultimele 30 de ore. Ieri, de exemplu, o navă rusească punea presiune pe toate embarcațiunile care se apropiau în apele internaționale, fie nu le lăsa să treacă, fie le obliga să-și modifice traseul, însă Ministerul Apărării Naționale spune că nu ar fi avut loc nicio agresiune în acel incident.